Bărbatul în vârstă de 71 de ani a căzut sute de metri de pe vârful Lespes din munții Făgăraș. Inițial ne-a spus că doar e căzut sub bolovan, dar nu ne-a spus și amploarea căderii. Am acționat cu patrula permanentă de la Cota 2000 și cu voluntarii veniți în weekend. Când au ajuns la el, bărbatul avea o fractură la un picior. Cei 9 salvatori montani de la baza de salvare montană Cota 2000 l-au stabilizat și a fost alertat și elicopterul SMURT cu troliu de la Târgu Mureș. Pe creastă era vânt puternic, dar elicopterul a putut să preia victima. Bărbatul a fost dus la spitalul din Sibiu.